Bun. Pai, uh, bună ziua și bine ați venit la acest webinar dedicat comunității de profesori predau viitor. Avem alături de noi profesori de informatică și TIC de la Gimnaziu și Liceu, dar și profesori de alte specializări, și știu eu că sunt printre cei care ne urmăresc și învățători care folosesc resursele din comunitatea Predau viitor. Suntem astăzi aici împreună cu invitatele noastre care vă vor prezenta primul instrument gratuit de măsurare standardizată a abilităților digitale ale elevilor din România. Veți afla și de ce este acest instrument relevant pentru munca noastră a tuturor și cum vă poate sprijini în activitatea de la catedră. Eu sunt Adela Beca, pentru cei care nu mă cunosc, de la Asociația TechSoup. Alături de mine, astăzi pentru partea de organizare tehnic, este uh, colega mea Gabriela Angel, program manager TechSoup și eu îi mulțumesc pentru, pentru sprijin. Uh, înainte să dăm uh, cuvântul la invitatelor noastre, o să fac o scurtă, scurtă recapitulare tehnică și administrativă a webinarului. Um... să văd eu dacă pot să dau share screen. O să te rog, Gabriela, să-mi confirm că o să vedem continuare ecranul meu. No? Super! Uh, bun. Spuneam așa, am început la fix, cum ne place, microfoanele dintre sunt oprite, căci suntem într-un webinar, ne puteți trimite întrebări în secțiunea Q&A și o să vă rog să folosiți această, acest spațiu, pentru că ne este și nouă mai ușor să le urmărim. Vom răspunde la întrebări mai spre finalul webinarului și, cum vă încurajam la început, puteți să folosiți secțiunea de chat pentru celelalte comunicări. Webinarul va fi înregistrat, tocmai pentru a-l accesa ulterior și uh, pentru că este un webinar de prezentare, nu un atelier, nu vom elibera adevărință de participare și vă mulțumim pentru înțelegere. Uh, să vedem și ce ne-am propus, nu? Ca obiective, cum ne place la școală, pentru întâlnirea de astăzi. Uh, primul dintre ele este să-i cunoașteți pe... Uh, Colegii de la UIPA Foundation și Brio, cei care au depus munca pentru acest instrument pe care o să-l o să vedeți și cei care au pornit acest proiect ambițios și o să aflăm și ce contribuții în educație aduc prin, prin munca lor. De asemenea, o să aflați de ce este importantă această măsurare a abilităților digitale și cum este măsurarea standardizată diferită de evaluările pe care dumneavoastră le aplicați în mod frecvent la clasă. Um, o, să vă arat, o să vă arătăm și cum funcționează platforma de literație. Digitală Brio și la final, bineînțeles, o să vă și invităm să vă decideți dacă doriți să testați la clasele dumneavoastră acest instrument și o să vă povestim și cum se poate întâmpla acest lucru. Um, Așadar, este momentul să vă prezint invitatele noastre. Uh, Raluca Negulescu Balaci este director executiv al UIPA Foundation, care vă va povesti despre munca lor și despre un context mai larg al proiectului pe care îl prezentăm astăzi. Apoi vom merge la echipa Brio, reprezentată astăzi de Gabi Bartic, Chief Operating Officer la Brio, ca să înțelegem mai bine conceptul de măsurare standardizată și să vedem cum putem folosi instrumentul. Așadar, Raluca, Gabi, eu vă mulțumesc încă de la început pentru întâlnirea de astăzi. Și în, aici, în comunitatea, predau viitor și o să vă invit să preluați scena virtuală. Mă îndrept prima dată către, către tine, Raluca. Mulțumesc foarte mult, Adela, pentru introducere și pentru facilitarea acestei prezentări. Eu sunt Raluca Negulescu-Palaci, sunt directoarea executivă a UiPath Foundation și mă simt așa foarte norocoasă să fiu în această după-amiază spre seară în compania dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru efortul de a fi aici, de a aloca din timpul dumneavoastră o bucățică pentru a afla mai mult despre primul instrument de evaluare standardizată a competențelor digitale. Eu aș vrea să vă povestesc puțin cum am ajuns noi la UiPath Foundation să construim acest parteneriat cu Brio și să dezvoltăm acest instrument. Noi suntem o organizație non-profit foarte tânără. Am fost înființați acum trei ani de compania UiPath, care este o companie globală de IT care a pornit din România și care se ocupă cu dezvoltarea de uh, roboți virtuali, de automatizare în, în mediul digital. Um, UiPath Foundation, spre deosebire de, de compania UiPath, este, așa cum menționam mai devreme, o organizație non-profit, iar misiunea noastră este să susținem copiii care provin din familii sărace să aibă acces la educație de calitate. Și facem asta de de trei ani din, din 2019 și avem o abordare integrată. Pe lângă faptul că lucrăm direct cu copiii și îi susținem să își dezvolte competențele de literație, numerație, competențele digitale, socio-emoționale, lucrăm intensiv și cu școlile și profesorii din ecosistemele educaționale din care ei fac parte și ne uităm cu mare atenție la modul în care putem să creștem șansele pentru un viitor mai bun. Pentru, pentru toți copiii din, din România și din, și din India, pentru că lucrăm și acolo. Noi, evident că pandemia ne-a schimbat foarte mult modul de, de intervenție și a trebuit să facem o tranziție foarte rapidă în, în mediul online și să dotăm toți copiii cu tablete sigure și să-i conectăm la meditații online, la română, matematică, engleză și alte atelier pe care noi le desfășurăm. Și n-a fost neapărat un, un, exercițiu ușor și dumneavoastră înțelegeți foarte bine în calitate de profesor pentru că a trecut deja prin, prin, această experiență. Să pentru noi a fost foarte important de la bun început să folosim evaluări standardizate în primă fază la limba română și la matematică și să ne asigurăm că înțelegem foarte bine care este nivelul copiilor și să i introducem în grupele potrivite pentru, pentru vârstele și clasele în care se află. Evident, tot ceea ce facem noi este complementar la activitatea școlară formală și venim în sprijinul copiilor tocmai ca ei să se să se descurce mai bine în, în mediul educațional. Așa ne-am interesat cu, cu Brio, folosind instrumentele lor de evaluare standardizată la limba română și matematică, însă când am ajuns la partea de competențe digitale, ne-am dat seama că nu există un astfel de instrument. Um, și uh, povestea merge mai departe și, așa cum spunea Adela, munca uh, de dezvoltare a instrumentului este în principal. Uh, 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 în spatele acestei munci este uh, echipa extraordinară de la Bio, de, de experți, și ne va povesti mai multe, mai multe detalii despre uh, caracteristicile instrumentului și cum poate fi folosit. Noi ne-am dorit foarte mult și uh, asta o să observați și în momentul în care accesați platforma: ca acest instrument să fie gratuit, pentru că considerăm că este o bază foarte importantă prin care uh, profesorii și părinții se ajută pe copii să înțeleagă uh, nivelul la care se află din punct de vedere al competențelor digitale și de acolo să meargă mai, mai departe pentru a-i pregăti pentru uh, un viitor de succes. Așa că, Gabi, te, te las pe tine să, să ne dai mai multe detalii despre, despre instrument. Mulțumesc tare mult uh, la Luca și mulțumesc Adela și Gabi pentru, pentru că ne găzduiți aici uh, într-o într încercare de a, de a vorbi mai serios și foarte aplicat despre instrumentul acesta de literație digitală, dar și despre testele standardizate în general. Uh, pentru că tot e un uh, subiect foarte hot în momentul ăsta. Uh, sunt Gabi Bartic, uh, sunt CEO la Brio. Uh, îmi pare tare rău că nu l-ați văzut pe Dragoș. Dragoș e vedeta uh, companiei, dar o să încerc să suplinez cât pot eu de bine povestea asta. Uh, o, să, o să fac în timp ce vorbim uh, share screen-ul ca să... Of eram sigură că la un moment dat o să se întâmple și lucrul ăsta. Tot m-am mutat ca, ca să, mă fac de râs în fața unui întreg număr de profesori de TIC. Uh, Mi-am schimbat calculatorul acum două zile și de pe Mac pe... De pe, uh, de pe PC pe Mac e o, e o poveste deosebită, uh, dar uh, Uh, și tocmai am spune să quit and reopen, dar o să încerc totuși să fac, uh, să să fac uh, share. Și o să vă rog să-mi spuneți dacă se vede. Deci, da, da, se vedem. Se vede, bun. Uh, deci la literație digitală cumva m-am descurcat. Până acum. Uh, bun. Uh, ce face Brio? O să spun întâi, Brio face testare standardizată și așa cum, a, așa cum a menționat Raluca, mai întâi și mai întâi noi am făcut testare standardizată la matematică și la română și la limba română. Și apoi ne-am ocupat de literație, de literația, literație a literației, aceea care e măsurată de analfabetismul funcțional, de exemplu, aia care dă măsura analfabetismului funcțional și care se testează acum cu PISA, tocmai în timpul vorbirii se aplică testarea PISA în, știm cu toții în România și în țările OECD. Test, test, testele standardizate sunt deosebite de orice alt tip de test prin faptul că oferă um, condiții similare de testare, chiar dacă oferă item diferiți de testare uh, copiilor. Ceea ce, ceea ce înseamnă că, chiar și dacă ei sunt în fața altor teste, altor întrebări, altor item de testare, uh, testele lor și rezultatele lor uh, sunt perfect comparabile ceea ce face ca uh, un test dat acum unui copil de clasa a patra uh, din, uh, dintr-o școală de care se ocupă uh, prietenii noștri de la UiPath să fie similar cu orice test de clasa a patra dat unui, unuia dintre copiii dumneavoastră uh, și scorurile lor să fie perfect comparabile. Uh, eu fac mereu uh, analogia cu analizele medicale, da? deci uh, analizele de colesterol uh, de la orice laborator medical sunt, sunt, similare și comparabile. Nu, nu o să stau să mă gândesc uh, dacă și în ce măsură uh, faptul că mai și colesterolul mai mare la Regina Maria uh... Mă rog, sau dacă mi-au ieșit colesterolul mai mare la Regina Maria și repet analiza la, nu știu, la un alt uh, laborator de analize medicale a Sinev, o să zicem, o să measă -mi foarte mic, nu e cazul. Sau dacă într-o dimineață am eu chef să sunt eu mai agitată și mă vede asistenta de la Regina Maria mai agitată și nu-i place de mine sau n-am eu chef să vorbesc cu ea, o să fie diferit rezultatul, nu e cazul. Ori noi știm că uh, notele pe care le dăm la clasă diferă și diferă radical nu din alte motive, ci din motivul că fiecare dintre profesori, neavând standarde, neexistând o grilă care să spună pentru nota 7 uh, la clasa 6, la uh, fracții, trebuie să știe cu tare lucru copilul și cu tare nu trebuie să le știe sau cu tare trebuie să le știe pentru șapte și etc. Ne, neexistând un framework de genul acesta, căruia noi îi spunem standarde de evaluare, fiecare profesor își construiește propriile instrumente de măsură, care sunt foarte bune pentru fiecare profesor în parte, dar sunt perfect necomparabile între profesori. Pentru că standardele care pentru mine contează nu contează pentru profesorul celălalt. Și atunci suntem în situația în care uh, măsurăm același lucru, cunoștințele copiilor, cu instrumente diferite. Și ca să, ca să povestesc mai departe, gândiți-vă cum s-ar întâmpla dacă într-o piață agroalimentară s-ar întâmpla lucrul acesta și kilogramul de roșii ar fi diferit de la o Tarabă la alta, cantitativ vorbind, ne-am revoltat. Cam în situația asta suntem în învățământul românesc și asta nu e vina profesorilor, este vina uh, faptului că nu avem standarde. Înțeleg că există în elaborare standarde, în evaluare și ăsta e minunat și că în PNRR există o propunere de, evaluare, de, de elaborare a unor standarde și le așteptăm cu mare drag. Bun. Am făcut această super lungă introducere pentru ca să, ca să spun că testarea standardizată nu e nimic de care să ne teme, Este pur și simplu un instrument de măsură pus în mâna profesorilor pentru a-i ajuta pe copii și un instrument de feedback pentru a ajuta copii. Testele brio de literație digitală, pentru că despre ele vorbim aici, o măsoară după framework-ul Comisiei Europene competențele copiilor de a interacționa cu device-uri și cu instrumente digitale, programe digitale, în tot felul de contexte și scenarii pe care noi le-am le creat pentru a testa efectiv copiii de diverse clase. Uh, testele au fost elaborate respectând standarde europene și standarde de testare a competențelor uh, uh, care folosesc uh, Item Response Theory, care este un, metod un, uh, un model psihometric care stă la baza unor teste foarte cunoscute de tipul GMAT, GRE, uh, SAT, TOEFL, PISA, etc., ce înseamnă item response theory, probabil că știți, dar o să vă spun. Copilul primește în cadrul acelui aș test pe competențele, pe competența testată, item de dificultate crescândă, Până, când, până în momentul, uh, nu neapărat în ordine crescătoare, până în momentul în care uh, ne, suntem siguri pe care, pe, pe care scara grilii, grilei putem să-l încadrăm. Mai exact, îi dăm întâi un, un item de 50%, vedem dacă la răspuns e clar că este peste 50%. Îi dăm un item de 75%, la răspuns e clar că este între 75 și 100%, și tot așa îl calibrăm până în secunda în care reușim să ne dăm seama că um, copilul este ok la competența respectivă și știm exact pe care treapta scalei să-l să încadrăm. Ceea ce înseamnă că face, mă rog, tot, tot acest proces face în mod, mod evident testul mai lung decât un test pe care îl aplicăm la clasă, decât un test spot pe care îl aplicăm la clasă. Recomandarea noastră este ca testele standardizate serioase să fie, să fie folosite ca testare sumativă, nu ca testare de progres, în mod, în mod clar. Pardon, nu ca, test, nu ca testare spot da? Deci ca testare sumativă și de progres, nu ca testare sport. Ce este literația digitală și de ce este ea importantă? Păi pentru că ea de este importantă, este, contează pentru fiecare dintre cetățenii secolului 21. Uh, și pentru că, afară de faptul că acei copii fac sau nu fac ore de tic, uh, și noi știm că o parte dintre ei nu fac ore de tic, uh, competențele acelea digitale sunt uh, competențe transversale, care trebuie folosite în toate capitolele vieții noastre și că în curând o să existe din ce în ce mai puține ale arii uh, în care o să se dezvolte copii, în care o să existe copii, în care nu o să fie necesare competențele digitale. O să spuneți că, mai dacă o să se facă mecanica auto, nu e nevoie să aibă competențe digitale, ok, I beg to differ. Uh, în în mod absolut evident, chiar și dacă o să fie mecanica auto, o să aibă nevoie de competențe digitale, de la utilizarea unui telefon până la utilizarea softurilor în care se testează capabilitățile mașinii și așa mai departe. Și pot să mă duc până la zona de agricultură și de la, la orice zonă doriți dumneavoastră. Eu chiar astăzi sunt în, mă rog, în proces de a construi o casă și chiar nu credeam că o să ajung să vorbesc despre asta în momentul ăsta. Dar astăzi am avut o discuție foarte drăguță cu, cu un, un tip care îmi pune uh, niște gresii și care se contrazicea cu mine despre arii și despre... Și i-am spus asta e... și îmi și făcea pe telefon niște calcule și am zis asta e foarte bine că reușit să faceți chestia asta pe telefon, e minunat. Asta înseamnă o, o competență digitală, da? El utiliza cumva minimal un software care făcea niște simulări, ceea ce e minunat, e absolut minunat și o să spuneți că el e un, un job not skilled, dar da, este un job skilled și trebuie să folosească, să aibă competențe digitale. Bun. Cam în orice, în orice job pe care o să putem să ne-l imaginăm pentru următorii ani, copiii, viitorii adulți o să trebuiască să aibă competențe digitale. Nu mai spun despre joburile serioase, intelectuale, în care o să trebuiască, în mod evident, să folosească o intersecție de mai multe tehnologii și, și uh, programe și tot restul. Uh, ce este special la, la instrumentul acesta este, nu numai că este primul și că l-am dezvoltat în parteneriat cu Fundația UiPath, care ne-a tot auzit vorbind despre testare standardizată și, și noi tot vorbeam despre faptul că copiii ajung nepregătiți pe, pe piața muncii și a spus ok, put put, uh, hai, hai să faceți ce tot spuneți voi acolo uh, și pentru noi a fost minunat că ei uh, ne-au uh, ne impulsionat să facem lucrurile ăsta, și le mulțumim pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta, probabil că am fi amânat încă multă vreme dacă nu ar fi fost ei pe acolo. Să facem, să facem acest test. Nu, ce face acest instrument este că nu oferă certificări, ce evaluează, Abilitățile copiilor. Și uh, testăm copii de clasele 1-12. Este, este disponibil gratuit pe platforma Brio. Uh, și uh, ce, uh, ce face el este că avem item de testare pe toate nivelurile de dificultate. Și corelăm competențe digitale pe care ar trebui să le aibă fiecare copil pe nivelul de vârstă. Astfel că pe același, pe aceeași pe competență, să spunem, de cyber threats, să zicem, de gestionarea cyber threat-urilor. Copilul de clasele 1-4 să primească un tip de sarcină, un tip de de item, copilul de clasele 5-8 alt tip de sarcină și copiii de clasele 9-12 să primească alt tip de sarcină, dar în mod în mod esențial noi vom testa abilitățile lor de a, de a și de a uh, nici nu știu cum să zic, de a se feri de cyber threats, uh, corespunzătoare vârstei lor, lor firește. Um, ce am făcut noi diferit față de un test uh, normal este că i-am pus pe copii în contexte familiare în contexte în care ei se regăsesc. De exemplu, situația în care este în vacanță la bunici și primește, are de trimis un e-mail, neavând acces la, la contul lui de e-mail sau ținând minte parola sau lucruri de genul acesta. Îi punem în contexte familiare potrivite vârstei lor și îi punem în, în, în situații pe care ele le recunosc și le pot reproduce, astfel încât temi să răspundă cât mai mult unor, unor provocări pe care copiii noștri le au în viața reală. Um, ce fac cei ce cu testele astea? Testele sunt dezvoltate în concordanță cu cadrul european, cu European Framework de evaluare a competențelor digitale emis de Comisia Europeană. Ceea ce înseamnă, ceea ce vă spuneam eu la începutul prezentării mele, că nu avem pentru disciplinele matematică română și tot restul disciplinelor pe care le evaluăm noi în, în context școlar în România. Comisia Europeană a făcut pentru, pentru competențe digitale și anume a elaborat standarde de evaluare pentru competențele digitale. A spus, copilul de clasele 1-4 trebuie să știe, mă rog, ei au făcut, nu au făcut pe clase, au făcut pe vârste, pentru că n-au de unde să știe în ce clase sunt copii de diferite vârste în țările Uniunii Europene și ar fost și foarte complicat, dar au spus pe vârste ce anume trebuie să știe... Ca să fie ok, să fie niște, niște cetățeni competenți digitali, copiii pe toate, pe toate uh, capitolele care țin de literația digitală. Uh, există uh, teste, deci sunt. Uh, aceste teste respectă uh, framework-ul Comisiei Europene. Uh, cuprinde mai multe nivele de dificultate corespunzătoare competențelor digitale, astfel încât putem să-l poziționăm pe grilă de la simplu la complicat, cât de, cât de mult acoperă grila respectivă. Da? Uh, vom, vom ști astfel, noi la sfârșitul testului noi o să avem doar un procent, doar un, un scor pe care noi îl numim scor Brio și o să vă povestesc un pic dacă o să fiți curioși despre asta, ci un scor spart pe competențe. Pentru că e foarte puțin probabil ca un scor de 7-6 general să, să fie linear 76 pe toate competențele testate și noi știm asta din viața reală, că unii sunt mai buni la una, alții sunt mai buni la alta, etc. Bun. Lucru care ne va, ne va în mod absolut evident, ne va facilita intervenția, pentru că vom ști exact unde anume trebuie să intervenim pentru, a, pentru ca acel copil să-și îmbunătățească schilurile digitale. Sunt elaborate de un, colectiv, de un colectiv complex de experți în psihometrie, de științele educației, în IT, precum și de experți în digital. Um, rezultatul fiind unul validat științific și um, este, uh, mie îmi place să-i zic acționabil. Da? Deci, eu nu o să am în față o notă, un scor, orice ar fi el, ci o să am în față un raport care o să-mi vorbească despre copilul ăla în toate, în, în toate capitolele competențelor digitale pe care ar trebui să le aibă, astfel încât eu o să știu unde trebuie să intervin ca să-l ajut. da? Uh. Metodologia de testare este bazată pe, așa cum am spus, pe uh, teoria uh, pe item response theory, uh, care, se, care uh, calculează pentru fiecare item, pentru fiecare item de testare sau întrebare un număr de trei parametri. Uh, dificultatea, uh, asta e foarte simplu, să ne dăm seama ce înseamnă dificultate, de la simplu la ușor, de, pe o scară de la 1 la 100, uh, și acolo îl poziționăm discriminarea, adică decalajul pe care îl are față de normă și probabilitatea ca răspunsul corect să fie ghicit. Acolo e, o, e o, un calcul întreg și ar fi fost drăguț să fie Dragoș să vă povestească cum se face, dar o să vă spun eu, așa că mi-a explicat și mie Dragoș. Dragoș este unul dintre puținii specialiști în psihometrie pe care are în România și de asta mie mi-e foarte puțin la îndemână să vorbesc despre domeniul lui de competență, dar o să fac asta, că am stat. Pe lângă el vreo patru ani de zile, deci îmi permit să fac lucrul ăsta. Este ce, ce se întâmplă. Un copil poate să ghicească, într-un test grilă, un copil poate să ghicească un răspuns corect, da? pentru că este o probabilitate, știm cu toții, de 25%, ca făcând din inimini mai găsească respectivul răspuns corect. Dar, dacă copilul ăla a răspuns în mod constant sub respectivul nivel, eu o să-i mai dau niște item de aceeași dificultate ca să-mi dau seama dacă, eu, dacă este doar un caz, dacă este doar un caz special că el a răspuns acum la un item de dificultate 90 sau chiar, chiar pe respectiva competență și este de 90. Mai mult decât atât, asta înseamnă un decalaj în plus, să spunem. Dacă copilul mi-a răspuns constant la întrebări de 90 și greșește, prostește la o întrebare de 20, 25, eu o să-l poziționez în mod clar la 90, pentru că e clar că acolo unde a greșit este o greșeală prostească, așa cum, ne zice, cum le zicem noi greșelilor de pe la evaluare națională și ba, greșeală din neatenție, da? a greșit la calcul. E foarte clar că se întâmplă asta și că greșelile la calcul nu înseamnă lipsă de competență pe respectiva chestie, ci pur și simplu o, o dificultate de atenție, de concentrare sau emoții sau eu știu ce. Um... Bun, deci am vorbit și despre, despre IRT, care este baubaul testelor standardizate. La finalul testului copilul primește un raport cu, cu rezultatele detaliate, așa cum am spus la început, exact la fel cum se întâmplă la analizele medicale, primește un raport care, care sparge, sparge scorul acesta de literație digitală în toate competențele pe care le testăm. Și este în felul acesta, este un instrument foarte bun ca să-l ajutăm pe copil, să facem intervenții pentru a-l ajuta. Ce arii de competență testăm prin testul de literație digitală? Pentru că și acolo este o confuzie pe care o tot rostogolim așa în societate. Copilul meu nu trebuie să, să aibă literație digitală pentru că el nu să se facă itist. Ei bine, trebuie să aibă competențe digitale, v-am mai spus de ce și înainte, dar o să vă spun acum de ce, ce anume conține literația digitală, care sunt ariile pe care le testăm în literația digitală. Literația informațională și a datelor, adică capacitatea de a acumula informații și date din mediul online. Copiii trebuie să pregătească referate, copiii trebuie să se informeze pe internet. Noi știm asta, că este o multitudine de informații pe internet și trebuie să discearnă care este o informație corectă și care nu. Și atunci aceasta, această are de competență este esențială pentru copiii de secol 21. Comunicarea și colaborarea înseamnă toate situațiile în care socializarea este transpusă în mediul digital. Aceasta de față este o, un un exemplu, dar nu doar acesta. Și aici o să, a, aici avem inclusiv zona de netichet, da? de, de felul în care copilul se prezintă și se comportă în mediul digital cu alți copii sau cu adulți sau cu orice alte, în orice alte contexte care implică digitalul. Comunicarea și colaborarea sunt esențiale. Felul în care știu să, pot să, știu să folosească un document colaborativ, felul în care uh, știu să își știu să șeruiască informații, să primească informații, să discernă să de la cine pot primi informații, etc. Crearea de conținut digital, aici nu mai este cazul, copiii din secolul ăsta trebuie să știe să, să prezinte informații online și asta nu înseamnă doar tipul acesta de prezentare pe care îl țin eu acum, ci și să creeze minimal un blog, un microsite, orice tip de, nu știu, un eveniment pe Facebook sau orice tip de, sau orice tip de prezență online pe care vor să o creeze cum se creează, care sunt condițiile în care el se creează, care sunt utilizările potrivite pentru fiecare tip de, de instrument de prezentare, etc. Siguranța, asta este un, e un capitol foarte important, safety, da? deci e foarte, foarte important ca din ce în ce mai important, așa cum vedem, ca noi, ca cetățeni, să avem capacitatea de a ne proteja dispozitivele, conținuturile din dispozitivele proprii, datele personale. Felul în care sau cine, cine anume ne poate aborda și de ce și în ce condiții, etc. Și această zonă de safety este la această zonă de safety, vă spun cu sinceritate, acolo, deși avem unii dintre campionii securității cibernetice mondiale. Based in România noi știm că avem soluții, soluții foarte bune de cyber threats, de, de fighting cyber threats. Bitdefender e un exemplu, dar nu e singurul. Deși, deși se întâmplă lucrul acesta și aici este un centru mondial de, de cyber security... Românii sunt foarte prost la zona asta. Ne este, ne este egal pe unde ne ținem documentele, cine le poate accesa. Și aici nu vorbesc despre leu cu plastul pus pe camera web, care, mă rog, e un, e un subiect foarte drăguț, care mi mie mie e foarte simpatic. Um, Bun. Și rezolvarea de probleme. Capacitatea de a identifica nevoi și de a uh, rezolva probleme practice în mediile digitale. Și tocmai v-am spus despre uh, zidarul meu, zugravul meu, care folosind un programel uh, mi-a mi spus exact care sunt cantitățile de gresie și tot restul și am putut, am putut să avem o discuție de genul acesta. Deci uh, fiecare, fiecare task, fiecare assignment pe care îl au copiii copii sau viitorii adulți în viața reală, are poartă după el o, o serie de sarcini care pot fi rezolvate în mediul digital și cu ajutorul uneltelor digitale și acolo, acolo copilul trebuie să fie pregătit. Uh, cum este uh, evaluată literația digitală în cadrul testelor Brio? Uh, o dată, Uh, prin, uh, uh, prin uh, uh, estimarea pe care o face elevul uh, a gradului în care consideră că poate să desfășoară o anumită sarcină, deci este un self-assessment. Uh, îi, se, îi se livrează ca la testele de personalitate, îi se livrează o situație și este întrebat în ce măsură ai, a, a fost în situația aceea, da, nu poate, etc. Apoi, Răspunde la întrebări care au răspunsuri corecte și greșite, ca să calibrăm, să calibrăm răspunsul de self assessment pe care l-a avut inițial cu un răspuns, cu, cu o validare științifică a respectivei situații. Și apoi alte tipuri de întrebări, de genul trebuie să precizeze și, de, și frecvența cu care se întâlnește cu respectivele respectivele uh, situații, în ce condiții și cât de des manifestă uh, anume tipuri de comportament. Deci există atât întrebări de self-assessment, de tipul celor întâlniți în, în, uh, uh, testele de personalitate și de inteligență, dar și sarcini efective pe care trebuie să, uh, în care trebuie să se pună copilul și trebuie să răspundă according uh, cu, cu un răspuns corect sau greșit. Uh, în urma evaluării, raportul uh, despre care v-am tot povestit este un raport complex în care uh, scorul total este. Uh, este um, Uh, foarte mă rog, foarte complex. Este, com este un raport complex, în care dacă copilul parcurge toate cele cinci arii de competențe, el se poate opri la două, la trei, la etc. Dar dacă le parcurge pe toate cele cinci, uh, scorul total reflectă nivelul de dezvoltare a literației digitale uh, cu mult mai mare acuratețe decât testările parțiale pe competențe separate. Uh, și acolo e o poveste științifică și anume, uh, e foarte puțin probabil uh, ca uh, pe PR ariile de competențe pe care tocmai vi le-am spus acum două slide-uri, acestea anume, literație informațională, co comunicare, colaborare, creare de content, siguranță și rezolvare de problemele, nu sunt complet rupte una de cealaltă. Ele nu sunt disjunse complet. Nu există una care să funcționeze fără, fără celelalte. Și atunci, dacă eu constat că un copil este mai bun pe colaborare, pot să mă duc din nou la literație informațională de exemplu și să-mi dau seama dacă nu cumva acolo uh, au, a, a răspuns greșit sau a avut tendința să, să treacă mai repede peste capitolul respectiv, astfel încât să pot să-l poziționez cât mai corect și corect. Pe o scală. Pe lângă scorul total sunt prezentate scorurile pentru toate competențele evaluate, care sunt maximum 21 pentru copiii de clasele 9-12. Pe, pe, pe aceste 5 arii de competențe există 21 de microcompetențe sau, mă rog, de competențe pe care le evaluăm. Uh. Cum se accesează testele de literație digitală în contul de profesor. Aici avem un filmule și ar fi minunat dacă ar și porni. Așa cum vedeți, există un cont de profesor. Acolo, în contul de profesor, există teste diverse, testul de literație și alege clasele. Selectează sau deselectează copiii introduce numărul, timpul maxim pe care îl decide profesorul pentru, pentru test, își alege clasa și arile de competență pe care le-am le vorbit și iată s-a generat testul, se dă ureleu testului copiilor, el primește el, copilul primește oricum și pe e-mail sau pe WhatsApp în funcție de cum decide profesorul, Uh, și um, um, asta, este, asta este felul în care vede copilul uh, testul. Cam așa arată. Da, deci el trece prin test, are acolo, după cum vedeți, colega mea a selectat un test foarte lung, are patru ore testul acesta, el se poate întoarce oricând, deci nu, nu trebuie neapărat să se petreacă patru ore, are ID-ul de sesiune și îl păstrează acolo până când îl completează, deci până când așează acolo, dă finalizare test. Și aici, aici se vede cum anume arată un, un raport pe care îl primește copilul. Sigur că o să vedeți rapoarte mult mai serios uh, populate decât ce -am, ce am scos noi și raportul poate fi salvat în PDF. Și uh, copilul îl primește oricum pe, îl primește oricum pe e-mail, uh, dar îl puteți trimite și copilului. Uh, există și rapoarte agregate pe care profesorul le vede în, uh, într-un uh, raport în Excel, uh, astfel încât poate să, comp să, compare, uh, să, să poată să compare test, scorurile copiilor uh, și așa mai departe. Și cam acolo suntem. Uh, firește, ar trebui să vă zic uh, la, finalul, uh, la finalul prezentării uh, uh, că na, vă, așteptăm pe, vă așteptăm pe platforma Brio, că există o persoană care se ocupă de lucrul acesta și că contactul ei o să vi-l dau, uh, vi dau în chat sau în orice fel uh, o să. Uh, uite, o, o să, în timpul, în timpul uh, întrebărilor din chat, o să sau în timpul în care răspund, întreb, răspundem întrebărilor din chat, o să trec uh, contactele colegilor mei care se ocupă de se ocupă de, uh, nici nu știu cum să zic, servisarea, uh, ajutarea cu, uh, profesorilor să acceseze testele de literație și, în general, platforma Brio. Uh, o să le trec acolo contactele. E, e lesne officearondbrio.ro, dar mai există și doi oameni cu mâini și cu picioare care pot să vă răspundă. Poate, poate preferați să nu vorbiți chiar cu, uh, chiar cu un uh, e-mail de ăsta foarte impersonal. Deși v-aș încuraja că îl ajunge și la mine. O să trec eu imediat datele de contact pe acest ultim slide și îl, îl, re, îl repostez ca în, timpul, în timpul sesiunii de QA. Vă mulțumesc tare mult! Nu mi-e foarte clar dacă m-am încadrat în timp. Uh, vă mulțumesc pentru mine, e o bucurie să vorbesc cu atât de mulți uh, uh, profesori care la ora asta se interesați de instrumentele noastre. Mulțumesc! Mulțumim și noi, mulțumim și noi, Gabi, mulțumim, Raluca. Revin imediat și la varianta pe care am gândit-o pentru a centraliza toți, toți profesorii doritori să testeze instrumentul, dar nu vreau să ratez ocazia să vă mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ați transmis, se vede acolo pasiunea pentru munca pe care o faceți mulțumim pentru muncă și mulțumim și pentru deschiderea de a face accesibil gratuit și în comunitățile noastre de profesori. Aș face așa o scurtă, scurtă recapitulare. Așadar, dragi profesori care ne urmăriți, avem această oportunitate de a testa nivelul elevilor de alfabetizare digitală, atât în contextul școlar, dar și în viața de zi cu zi, cu rezultate dovedite științific și ce ne povestea Gabi, nu nu doar uh, dacă își doresc uh, elevii să lucreze în domeniul IT, ci um, oportunitate ca ei să poată accesa și pe viitor numeroase alte meserii în care vor folosi tehnologia și în care vor folosi aceste abilități. Um, instrumentul este disponibil pentru primar, gimnaziu și liceu. Este unic în România și dacă am înțeles eu bine, urmează să-l și uh, extindeți și vă, vă dorim mult, mult succes. Are în spate acest model european de competențe digitale uh, și. Vă dă dumneavoastră profesorilor o viziune, atât la nivel de elev, cât și de ansamblu, dacă alegeți la nivel de clasă sau la nivel de școală, asupra literației digitale. Și am mai reținut un lucru care mi-a mi plăcut foarte mult, ideea că este acționabilă. Asta înseamnă că uh, și rolul dumneavoastră, nu doar al dumneavoastră, dar este și uh, parte din rolul dumneavoastră să vedeți unde puteți... Uh, Duce din efortul dumneavoastră pedagogic pentru a dezvolta aceste, aceste competențe uh, digitale și uh, literația digitală pentru elevii dumneavoastră. Um, o să rog uh, acum pe colega. Mea Gabriela, pentru că noi ne-am gândit să centralizăm. Colega mea, Gabriela, va pune în chat un Excel unde o să vă invităm să vă treceți nume, prenume și datele pe care le cerem acolo. Menționez încă de la început că avem și o bifă pe care vă rog să o marcați cu acordul dumneavoastră pentru transmiterea datelor mai departe către colegii de la Brio. Practic, completarea și completarea în sine reprezintă acordul dumneavoastră de, de transmitere. Și până sau în timp ce faceți acest lucru, tare mult aș vrea să, să adresăm deja întrebări invitatelor noastre. Raluca, dacă mai dorești să adaugi ceva în acest moment. Sigur. Mulțumesc mult Adela. Um... Eu voiam să, să, menționez că testul de literație digitală este gratuit. Într-adevăr, partenerii noștri de la Brio mai au alte teste pe platformă acolo care uh, sunt subiectul unor abonamente cu costul lunar. Însă uh, testul de literație digitală este gratuit pentru toată lumea. Voi lăsa linkul în chat cu uh, pagina de pe site-ul Brio unde găsiți uh, instrumentul și unde puteți să faceți conturile de profesori. Ceea ce vă încurajăm noi la UIPAD Foundation este uh, să aveți în vedere și aceste conturi pentru școli, pentru că ele sunt uh, eu uh, o posibilitate pe care o oferă platforma Brio și e un lucru foarte important pentru că în momentul în care o școală se înscrie și se testează copiii din școala respectivă, se poate face și un, un diagnostic la nivel de școală și se poate vedea care este stadiul în care se, se află copiii din școală în funcție de clasă, în termen de competențe digitale. Vreau să vă menționez că testul este valabil pentru copiii de la clasa 1 până la clasa 12. -a. Asta înseamnă că atât învățătorii cât și profesorii de gimnaziu și liceu pot să folosească instrumentul. Și ca să completez așa ce spunea și Gabi în legătură cu relevanța competențelor digitale, Uniunea Europeană a lansat în ianuarie această declarație despre, despre drepturi digitale și deja nu mai vorbim despre competențe digitale ca un, un element extra în viețile noastre de zi cu zi. Vorbim de dezvoltarea competențelor digitale ca un drept cetățenesc și, de fapt, un drept cetățenesc de bază care ne permite nouă, ca indiviz, să putem să ne exercităm restul drepturilor pe care le avem, pentru că navigăm din ce în ce mai mult într-o societate digitală și aceasta este realitatea în care ne aflăm deja și care va deveni din ce în ce mai prezentă în viețile noastre și dumneavoastră în calitate de, de profesor, cred că sunteți foarte conștienți de, de aceste aspecte și e esențial ca toți copiii să se simtă în siguranță, să învețe cum să își protejeze identitatea în, în mediul online și să navigheze cu cele mai potrivite repere toate informațiile existente și să poată, într-adevăr, să folosească resurse educaționale care să-i ajute să se dezvolte și să, să învețe mai mult. Mulțumesc, Raluca, pentru, pentru aceste completări. Asta spunem și noi profesorilor cu care lucrăm legat de felul în care, prin abilitățile pe care le dezvoltă astăzi, contribuie la viitorul elevilor ca profesioniști și nu neapărat că ar trebui să fie doar pe umerii lor, dar faptul că există acest diagnostic asupra nivelului de alfabet este ceea ce uh, le poate indica unde mai pot interveni, unde pot interveni ei, unde pot interveni părinții, alți colegi din uh, cancelare, că știm că nu doar pe. Uh, noi toți spunem, nu doar profesorii de informatică și TIC ar trebui să dezvolte uh, abilitățile digitale, ci este ceva ce se poate exersa ca un mușchi, în multe, multe alte uh, activități. Um. Am văzut o rugăminte de a pune din nou Linkul. Dacă fișierul este aglomerat în acest moment, nu vă faceți griji, el va fi disponibil și îl trimitem și pe adresa de e-mail ca follow-up după acest webinar, așadar o să aveți spațiul suficient la dispoziție pentru a trece acele informații. Gabi, voi să. Să spui tu ceva? Sau? Uh, da, da, da. Este o întrebare pe chat și e, uh, nu vreau să trec elegant peste ea. Uh, și anume, cum diferă testul nostru de testul europas de competențe digitale? Uh, nu nu mi-e foarte clar. Eu, vă, eu văd totul lumea frozen pe ecran, deci sper că, sper că m-au auzit. Te Mă auziți? Da? da te auzim. Da. Urma uh... să te adresez întrebarea, să știi. <laughs> <laughs> că păi n-aș, no, fi vrut să, să, pară că fac așa o fandare laterală, că nu, nu-mi place să compar copiii între ei. Uh, na, e foarte clar că o să zic că, uh, al nostru e științific, dar o să, o să vă spun și de ce. Uh, e foarte simplu să facem test grillă și noi știm cu toții, toți facem teste grillă. Uh, și eu eu, mă rog, jobul meu principal este, pe lângă că conduc această companie, specializarea mea este în marketing și am făcut atâtea cercetări de piață încât nici nu pot să-mi amintesc câte. Și pe toate le-am făcut ca teste grillă. Diferența între orice test grillă și acest test este că respectivele teste grillă nu au fost calibrate pe nicio populație anterior. Ceea ce înseamnă Așa. Eu nu știu gradul de dificultate. Când, când elaborez un. Uh, uh, mie îmi place foarte tare la matematică să fac o demonstrație, să, având o stăși ceva de profesori în sală, să pun un item de testare de matematică de clasa a șasea și să întreb care este dificultatea respectivului item. Și să primesc. Itemul este că mie așa îmi place să fiu undeva între 6 și 7, pentru că acolo e cea mai volatilă zonă între, între știm cu toții, Capete, notele de grilă, notele 3 4 și 10 sunt aproape incontestabil similare și comparabile, da? Deci 10 dintr-o parte, probabil că cel mai bun copil din din liceul laser este comparabil uh, în competențe cu cel mai bun copil dintr-o altă, mă rog, deși și acolo sunt discuții. Deci, capetele de scară sunt întotdeauna uh, cele mai puțin debatable. Dar mijlocul scarei, zona aceea de 6, între, între 6 și 8, sunt cele mai greu de, de calibrat. Și eu punând un item de dificultate 67, întreb în sală. Cât ați da unui copil care, uh, care rezolvă acest item? Și uh, toți profesorii îmi spun: Dacă e singurul item testat, îi dăm 10. Și spun: Ok, cu ce diferă 10 acestui copil de 10 pe care le ia un copil de 10? Da? De un copil care este chiar pe 10 la, pe scară. Păi cu nimic. Pentru că acest, acest tip de evaluare, dacă răspunde la trei întrebări sau la cinci întrebări, e o evaluare cantitativă și deloc calitativă. Diferența în testarea standardizată, deci în, în utilizarea Item Response theory, este că calibrăm fiecare, fiecare, fiecare item pe care îl introducem în testare, nu numai pe scală, pe acele... Pe, pe acele standarde, ci pe populații reprezentative de copii, astfel încât să știm că acel, acel item are dificultate 67, pentru că 67% dintre copii uh, din aleși reprezentativ la nivel național au răspuns și 30 cât 3% dintre copii, dacă am greșit la matematică, corectați-mă după o zi întreagă de prezentări, și 33% nu au răspuns, ceea ce îl face de dificultate 67%. Eu știu foarte clar care este dificultatea fiecărui item. Asta este diferența între orice tip de test grilă, care au și ele rostul lor, în mod evident, nu le negăm. Facem și noi teste grilă și există în Brio teste de antrenament care sunt teste grilă fără item calibrat și un test cu item calibrat. Mulțumim, Gabi, pentru aceste completări și sunt convinsă că orice alte nelămuriri sau curiozități despre mecanismul din spate pot fi adresate. Încurajarea și recomandarea pentru, pentru dumneavoastră este să încercați, să testați instrumentul, cum, cum spuneam, puteți să ne trimiteți și vom și facilita acest lucru, puteți să ne trimiteți și feedback în urma utilizării lui la clasă. Eu nu mai văd întrebări acum, dar recunosc că aveam eu o întrebare pentru tine, Gabi. Odată ce conturile de profesor vor fi create și profesorii aleg să testeze la nivel de elev, la nivel de clasă sau la nivel de școală, există anumite recomandări pentru a înregistra a urmări progresul în ideea în care uh, adres, nu știu, uh, facilitează, nu știu, accesul la test la începutul semestrului, la finalul semestrului. Cum se întâmplă asta? Uh, recomandarea științifică este testarea la început de ciclu, deci la uh, testarea la începutul clasei, da? la începutul intervenției, cum ar veni, ca să știu unde, de unde pornim. Și ca să fie foarte evident, e, de ce tot fac comparația cu testele medicale, cu analizele medicale, așa facem, așa începem și orice tip de screening medical, da? cu un set de analize medicale, ca să știm unde trebuie să intervenim. Apoi avem zona de intervenție și în funcție de cât de consistentă intervenție știm că am făcut pe durata ciclului de studii. Recomandăm retestarea fie parțială pe competențele pe care am intervenit, fie generală. Noi nu, eu nu cred în, în supraaglomerarea copiilor de teste dacă nu există presiune pe rezultat. Deci, copiii, dacă nu, dacă, nu facem, dacă nu îi presăm să ia foarte bine, să ia 10, să ia nu știu ce, să ia. Să fie mai bun decât cu tare. Copiii nu au această presiune a testelor. În mod evident, societatea le-a construit această anxietate de testare, dar noi putem să lucrăm cu ei pe subiectul ăsta. Copilul meu este, funcționează într-o școală de stat cu constantă, cu constantă presiune pe, pe, pe rezultatele testelor și el poate să fie foarte relaxat știind că nu există presiune pe notă, ci pe cunoștințe din partea celor de acasă și, în general, din partea colegilor și etc. Deci, ce, sp ce spun eu este că testarea trebuie făcută ori de câte ori noi credem că am, am făcut o intervenție de, cal de calitate, astfel încât să înregistrăm progres, să marcăm progres. Iar progresul va fi un motivant suficient și pentru copil, și pentru profesor, și pentru părinte, și nu o să mai existe presiunea pe rezultat. Dacă o să se vadă că în urma testării, retestării, se marchează progres, uh, niciunul dintre participanții la povestea asta nu -o, o să aibă anxietăți de testare. Mulțumesc și pentru contextul legat de anxietate, care este foarte, foarte important. Uh, mai avem o întrebare în secțiunea Q&A. Dacă dintr-o școală trebuie să existe un singur profesor care reprezintă unitatea de învățământ? No. Nu, este ca la, ca să fac analogii cu instrumente pe care le folosiți, este ca la Google Classroom. Se poate, se poate introduce o școală și apoi se pot, defini, se pot defini clasele și profesori și clasele asignate la fiecare dintre profesori dar e adevărat că pe, pe o, și un, un, copil poate fi asignat mai multor profesori. E bine totuși să nu, de, să nu dea mai mulți, mai mulți profesori test cu același copil, același test cu același copil, chit că el nu o să vadă aceleași întrebări, n-are sens să-l chinuim chiar în halul ăsta. Exact. Uh, mai era o întrebare legată de unde se găsesc testele pe platformă, uh, bănesc în contul de profesor. În contul de profesor există toate testele și dacă nu s-a achiziționat un pachet de teste <coughs> de, din celelalte teste de matematică, de română, de istorie, care sunt într-adevăr subiectul unor abonamente lunare. Dacă nu s-a întâmplat asta, cele deblocate sunt testele de literație și de literație digitală, care sunt gratuite și le puteți folosi. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru tot ce ne-ați împărtășit și mulțumesc și profesorilor care au adresat întrebări. Știm de această situație cu documentul, am spus și încet. Rugăminte este să mai așteptați puțin, să aveți puțină răbdare și să completați datele după ce se finalizează acest webinar. Veți avea ocazia să accesați documentul și în e-mail-ul pe care îl veți primi după ce strângem și noi toate datele, așadar, cu răbdare se, se rezolvă lucrurile. Um, bun, până așa, pe ultimele, ultimele minute, i-aș încuraja, v încuraja pe cei care ne ascultați să ne scrieți uh, în secțiunea de Q&A sau în chat un lucru cu care ați rămas astăzi din, uh, din întâlnirea noastră și uh, dacă mai apar ceva întrebări, o să mă ocup să vi le adresez. Asta este întrebarea la care am răspuns. Și hai să vedem ce spun cei care ne urmăresc. Standardizat. Na, ca să, ca să, să răspund și, mă rog, pa, panicilor legate de standardizarea creativității. Știu că e o discuție foarte lungă, publică, despre, despre felul în care putem să testăm standardizat zone foarte creative ale, ale copiilor. O să vă zic atât. TOEFL, TOEFL este un test standardizat de limbă. Și cunoștințe de, de, de o limbă, da? Și dă, dă un certificat. Și acele teste sunt standardizate dar pot să cuprindă creativitatea deci niște item corect scriși, niște item obiectiv corect scriși și care își propun să testeze creativitatea pot să facă lucrul acesta ne mai vorbim de faptul că iată suntem în secolul în care machine learning e foarte dezvoltat roboții sunt din ce în ce mai dezvoltați roboții software și atunci o să putem să testăm obiectiv și creativitatea se pot, vă dau niște idei vă, există niște niște uh, uh, marcări ai creativității, chiar și într-un text uh, scris, uh, să spunem că ai o compunere îți numără uh, cuvintele, îți, nu, îți, uh, îți marchează conexiunile diferite de lexicale, deci uh, alăturări deosebite de cuvinte care sunt corecte, gramatical și lexicale, etc., etc., bogăția fondului lexical și tot restul. Deci, inclusiv lucrurile astea pot fi cuprinse în testare standardizată. Sigur, există alte limitări ale testării standardizate și acolo putem să discutăm la nesfârșit, dar a, în ce privește creativitatea, ea poate fi prinsă în Standardizarea. Mulțumim, Gabi. Vedem să știm multă nerăbdare. Au primit profesorii noștri și uh, inspirație. Îmi place și aș vrea să rămânem cu acest trebuie întâi încercat. Este și mantra noastră când vorbim despre tehnologie. Uh, la modul, nu aveți ce să stricați, încercați și învățați odată cu, cu procesul prin care treceți și dumneavoastră și elevii dumneavoastră. Deja am depășit. Uh, cu un minut, dar mulțumim pentru înțelegere, mulțumim UIP Foundation Raduca și mulțumim Brio Gabi că ai fost aici, mulțumim pentru această resursă extrem de utilă. Um... Și de altfel mulțumim tuturor membrilor predau Viitor pentru timpul pe care l-au alocat în această după-amiază, pentru interes, pentru atenție. Am văzut acolo efervescență pe pe chat. Vom reveni mâine către fiecare dintre dumneavoastră cu un e-mail de follow-up și mai am o rugăminte așa pe final, la finalul webinarului să nu ratați un mic chestionar de feedback uh, care va apărea după ce noi închidem această conversație. Trebuie doar să așteptați câteva secunde pentru ca acest chestionar să apară. Mulțumim din suflet, o dupămează, o seară bună și să ne revedem cu bine și sănătoși. Mulțumim! Mulțumim tare mult! Mulțumim numai bine!